Neluța bunicuța vă invită să-i ascultați povestea. Haideți să mergem mai departe. Nu ai reușit să cânți, însă iată în câte filme ai fost invitată să joci câte un rol, parcă special pregătit pentru tine, chiar dacă absolut niciodată nu te-ai visat actriță. Bunuțul a decis să realizezi și vise la care nu ai îndrăznit să visezi. Până la urmă, ce înseamnă 49-50 de ani în care ai așteptat momentul în care să te apuci de toate acestea, pentru tine și pentru cei din jur? Ai nimic, iar cum tu ți-ai propus să trăiești până la 102 ani, poate în dorința de a recupera copilăria arestată nedrept de tatăl tău alcoolic și violent, să ai timpul necesar să mai faci încă multe, multe alte expoziții, cărți, filme și orice îți dorești tu care să te împlinească ca om. Baftă, fetițo, baftă, știu că vei reuși și acum. Acum, mai mult ca oricând, poți, ai disponibilitatea, dorința, pasiunea și posibilitatea să faci ce îți propui. Ai timpul și mijloacele materiale necesare. Și da, indiferent de opinia celor din jur, tu te vei simți încă o dată învingătoare în fața vieții. Drumul bun, fetițo, Dumnezeu să-ți ocrotească pașii. Stau și mă gândesc la celelalte drumuri care ți-a păruseră în cale și acum mă refer la faptul că mereu cântai atât de frumos la toate serbările școlare, erai apreciată și nu exista an în care să nu urci tu pe scena școlii, implicit pe scena vieții tale. Evident că mi-aduc aminte de vecinii tăi care locuiau pe o stradă paralelă cu strada ta, care de câte ori treceai la și de la piață, te opreau, te chemau în casa lor și te puneau să le cânți, ca apoi să te răsfețe cu dulciuri făcute de gospodina casei, dar și cu bomboane și ciocolate, multe, multe de tot, pe care tu nu le-ai văzut vreodată la tine în casă. Te auziseră odată când veniseră la o serbare la școală, la o nepoțică de-a lor. Da, este adevărat, nu aveau copii, iar atunci când le cântai, mereu îți spuneau că așa o visaseră ei pe fica lor, însă Dumnezeu a hotărât altfel și nu au avut parte de această bucurie a vieții. Tot ei au mers cu tine și cu mama ta la Radiodifuziunea Română, unde atunci era emisiunea care se numea Dialog la Distanță, iar acolo veneau oameni de toate vârstele și cântau și ce și cum știa fiecare. Nu erau îndrumați, ajutați și sprijiniți de organizatori, pur și simplu cântai așa cum știai. Era un juriu care punea note și alegea câștigătorul. Înainte de acest spectacol, te duceai la faza de preselecție, unde câteva persoane specializate te ascultau și te admiteau sau nu. Așa ai făcut și tu. Și surpriză, ți-a venit un plic prin care erai felicitată că ai trecut de faza de preselecție, urmând ca la o dată și o oră stabilite din timp să mergi la acel concurs. Însă, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar acea scrisoare a fost găsită de tatăl tău, care, fără prea multe menajamente, te-a bătut și pe tine și pe mama ta. De o săptămână erați amândouă vinete pe tot corpul. A rupt plicul și v-a interzis să mai discutați vreodată despre acea prostie cu cântatul. Cât de rău te-a durut, știu, scumpul. Uiți că eram și eu pe acolo și iar te-am admirat că ai găsit puterea să mergi mai departe. Da, exact. Apoi a fost faza cu sportul. Da,
Erai o fată înaltă care atunci când s-au făcut echipele de baschet din școală, ai fost imediat înscrisă. Mamă, și ce mult îți plăcea să alergi, să pasezi și să arunci mingea la coș. Când și marcai, radiai de bucurie prin toți porii trupului tău frumos și bine proporționat. Totul a fost ok, cât meciurile se țineau în cadrul școlii. Însă, când s-a pus problema să mergeți în alte școli sau în tabere de cantonament, deja nu te-ai mai putut înțelege cu tatăl tău, care și de această dată ți-a tăiat aripioarele, interzicându-ți plecarea la astfel de competiții. Niciun argument nu stătea în picioare în fața deciziilor sale, așa că încă un drum a fost abandonat, forțat. Și iar te-am admirat, cum de nu te-ai revoltat, cum de nu ți-ai susținut punctul de vedere, cum de ai acceptat fără revoltă, fără supărare, fără lacrimi la vedere. De ce toate lacrimile veneau doar când erai tu singurică în camera ta și îți înnăbușeai plânsul cu perna să nu fie auzită și să mai iei și vreo bătaie pe deasupra? Știu, scumpa mea prietenă, știu câte frustrări ai acumulat, câte umilințe, câtă durere, însă aceasta se pare că este drumul ales de tine când ai decis să semnezi contractul tău cu bunuțul înainte să vii aici, la școala vieții. Doar că, așa cum te știu, o permanentă învingătoare, chiar dacă a fost necesar să aștepți ani mulți pentru ca să-ți împlinești visul de a face sport, evident că la 20 de ani ai intrat în echipa de volei a instituției în care lucrai atunci și ai jucat vreo 3 ani, când a fost necesar să abandonezi, de data aceasta din cauze medicale. Viața trăită alături de tatăl tău își pusese ștampila, stenoză mitrală. Ca să nu mai adaug faptul că ai aflat acest lucru exact când erai cea mai fericită femeie, erai însărcinată în 8 luni cu fica ta. De a fost necesar să semnezi că ți-asume aducerea pe lume a acestui copil, chiar cu prețul suprem, dacă va fi cazul, și ai făcut-o, cu credința că doar bunuțul va decide ce este mai bine pentru tine și pentru copilul nenăscut încă. Și a fost foarte bine, te-ai bucurat și de fica, dar și de nepoata ta, văzându-le mari și frumoase pe amândouă. Acum te văd în ultima zi de școală, când erai îmbrăcată în aceeași uniformă veche și aceeași bluză, iar în locul fundiței noi, frumos colorate, mama ta îți dăduse cordonul de la rochia ei de mireasă. Te simțeai umilită în forul tău interior, când îți vedeai colegii îmbrăcați cu lucruri noi, frumoase, cu încălțăminte nouă de lac, iar tu aveai aceeași pereche de pantofi din anul trecut, care deja erau prea mici și te strângeau dezvenea să urli de durere. Însă nu aveai ce să faci decât să taci. Te-ai dus, însă nu te-ai bucurat alături de colegii tăi. Ai stat retras într-un colț și când ai remarcat că nu te vede nimeni, ai zbugit-o către casă. Nu mai suportai umilința la care fusesei supusă și ai ales să fugi. A fost prima și ultima dată în viața ta când ai fugit de viață, când ai ales să nu înfrunzi viața, când ai ales să abandonezi. Mi-aduc aminte atunci că ți-ai promis ție însăți să nu te mai lași vreodată umilită. Îți mulțumesc, scumpa mea prietenă. Acel eveniment m-a ajutat ca toată viața mea
să fii o femeie cochetă, îngrijită, asortată, pusă mereu la șapte ace, cum se spune, dar mai ales să nu mai accept să mă simt în acel fel greu de descris. Poate dacă tu nu ai fi suferit atunci, eu nu aș fi avut atâta grijă de aspectul meu exterior. Poate că nu m-aș fi respectat atât de mult pe mine și pe cei cu care intram în contact în fiecare zi, la locul de muncă, pe stradă și în alte conjuncturi. O așa lecție îți lasă cicatrici atât de adânci, încât până și în casă te surprinzi că nu te simți confortabil dacă nu ești aranjată, măcar minimal.